Bună dimineața, prieteni! După cum puteți vedea, parcă ne-am întors așa în toamnă, dar, din fericire pentru noi, suntem în primăvară, suntem la final de luna martie, ne aflăm pe o baltă foarte dragă mie, Greaca Cercani. Din păcate, acest lac a trecut în ultimii 2 ani printr-o încercare de-a dreptul extraordinară și aici mă refer la o încercare nu pozitivă, în ideea în care pe seceta care a fost în 2012, lacul a secat aproape și în iarna care a urmat, din păcate, din cauza faptului că erau foarte mulți pești într-o cantitate de apă mică, au rămas fără oxigen și au murit absolut dureros, zic eu, tone de pește. Multe, pește mare, pește mult, nu o spunem cu bucurie, nu avem cum, o spunem cu durere în suflet. Dar iată că Greaca Cercani își trăiește acum o nouă tinerețe. George, patronul acestui lac, a reușit să treacă peste momentul dureros și a făcut populări succesive, atât în 2013 cât și în 2014. Lacul are acum o populație destul de numeroasă de pește, nu foarte mare cum avea în trecut. Aici am avut capturi de 13, de 14, mi-am bătut primul record, 17 kg. Acum peștele este undeva între 3 și 7 kg, s-au prins și exemplare de 10, nu mai sunt atât de multe, din păcate. Însă este un lac care revine în prim planul atenției pescarilor și ca atare am venit și noi să vedem ce se întâmplă pe Greaca Cercani. Pentru că vremea este foarte urâtă, bate vântul, noi ne-am adăpostit, am găsit aici un loc lângă o cabană și ne-am adăpostit să nu ne mai bată vântul. Mi-am dat și o geaca jos pentru că nu am cum să fac nadă cu geaca pe mine, dar cu siguranță în momentul în care se va termina cu făcutul nadei, mi-o voi pune la loc. Deci, în condițiile în care discutăm despre un lac în care populația de pește este predominant formată din pește mic și mediu, trebuie să mergem pe dulce. Ca atare, cuvântul de ordine pentru astăzi este mierea. Am ales produse Claumar ca să facem o nadă pentru arc. Am dat o singură lansetă cu boiles. Aici, pe vremuri, peștele mânca foarte bine la frankfurter. Acum peștii și-au schimbat atât zona în care stau, cât și preferințele culinare, pentru că sunt alți pești și de aceea este foarte interesant acest tip de pescuit, pentru că practic, deși zic că ar fi fost normal să cunosc această baltă, nu mai știu mare lucru despre ea. Ca atare trebuie să încerc foarte multe lucruri. O lansetă am dus-o cu bărcuța și este singura pe care o las la plantat, cu un boile solubil cu aromă de frankfurter. Și am pus niște boilesuri solubile în cuva bărcuței, plus niște sportură lăsată la fezandat în palincă și am dus-o în malul de vis-a-vis. După care cu cele 3 lansete, cu una voi avea năditor și boile solubili, celelalte 2 cu năditor și plastice, mă voi duce în partea dreaptă de cum am așezat eu și voi arunca din mână la distanțe diferite să caut peștele. Bun, până când ne apucăm de pescuit, haideți să facem nada. Nu voi face foarte multă nadă, am deja pus în lighean, am pus niște apă. Așa cum spuneam, baza acestui amestec va fi mierea. O să pun 1 kg Știți foarte bine, dacă mai rămâne, nu e o problemă, că eu refolosesc nada. În mod normal, dacă folosim TTX, dar eu vreau să mă grăbesc un pic, ar trebui TTX-ul să-l punem la început cu apă și arome ca să tragă el primul. Dar putem, la fel de bine, să-l amestecăm în mixul nostru și în timp ce îl facem. Deci, avem aici un TTX cu cânepă, din care o să punem jumătate de kilogram. Mix de cereale, tot la fel jumătate. Vreau să-mi lucreze foarte repede nada, nu avem timp de stat, apa este rece, deci spărtura e bună în aceste cazuri. Și mai adăugăm și pelete. Da. Ok. După cum ați putut vedea, și semințele, spărtura, babele de porumb sunt cu aromă de miere. Punem și aici așa vreo 300 de grame, deci cam o treime din pungă. După care venim cu partea lichidă. CSL, bun pentru apă rece, ne ajută să se răspundească aroma mai repede în apă, și un aditiv de miere. De data asta el strânge nada, că acesta este rolul lui, dar noi îl punem acum pentru aromă. Am făcut tortul, așa cum îi spun eu, și acum să-l amestecăm. Nada este aproape gata. O să las să-și facă lucrarea magică peletele și voi încărca înălțitoarele și dăm drumul la treabă aici pe Greaca Cercani, unde sper ca amintirile să devină realitate. Am lăsat 10 minute, iată amestecul nostru. Are de toate, semințe, pelete, diferite culori, diferite forme, diferite consistențe, boabele sunt fierte. Am punem pe năditoare, pe unul am pus mai mult, pe celelalte două o să pun mai puțin. O să încerc să arunc în diferite locuri, la diferite distanțe, ca să vedem în mod normal pe unde umblă peștii astăzi. Vântul este din ce în ce mai puternic, să sperăm că acționează cum acționează vântul de obicei, adică pune pești în mișcare. Cam așa se întâmplă când e cald. Acum când e frig, și e destul de frig, sper să nu-i amorțească cu apa asta rece. Dar una peste alta îi găsim noi, le dăm noi de urmă, nu-i problemă. Iată că la nici 10 minute de la prima aruncare avem și primul drill pe Greaca. Peștele nu e foarte mare, dar oricum se îmbuncă pe frigul ăsta, a mușcat. O să-l rog pe Răzvan să vină să mă ajute. Răzvane, iată și primul certan, frumușel, elegant, bătăios, venit la amestec făcut de la Claumar, ușurel, ușurel. Va reajunge el în apă imediat, dar mai întâi să-l scoatem frumușel așa. Așa, teteu. Frumos. Prima captură, Greaca Cercani 2014. Uite, arată așa. Mai mult decât regulamentar, e croșetat de 3 ori. O dată, de 2 și în buza de sus. Săracul pește ăsta nu mai scăpa de aici, nici dacă avea clește în loc de gură. Povesteam, s-a și întâmplat. a patra lansetă, o pregăteam să încep repunerea lor în apă. Mi-a tras și la asta, ca atare, în 2 minute o să avem 4 lansete pe mare. Asta înseamnă boabe flotante. Solubila, când începe să lucreze, apare ciortan. Hai, vino încă. Imediat îl ridicăm și îl eliberăm. Asta înseamnă monturi care lucrează bine. Ați putut vedea toate drilurile care au fost aduse pe salta de primire, 4 cu ăsta, înțepate în buza de jos. Am avut și un rateu, dar se mai întâmplă, ce să faci, asta e. Dragi prieteni, am cedat, nu mai putem. Suntem la finalul unei partide de pescuit pe Greaca Cercani, care s-a terminat un pic mai repede decât ne doream și decât ne așteptam, deoarece vântul a fost absolut insuportabil. Suntem la finalul lui martie, dar deși poate ne-am fi așteptat să vedem un pic de soare, să fie un pic de căldură, n-a fost să fie așa. A fost frig, a fost vânt, vânt în reprize, în continuu, ne-a demoralizat. În schimb, alta se prezintă superb, în ideea în care am prins ciortani, mulți, am și scăpat. Cel mai mare cred că a avut undeva cam la vreo 2,5 kg, poate chiar 3. Cel mai mic 600-700 de grame. O partidă în care asta am urmărit să facem, să prindem pește, indiferent de dimensiunile lui. Am mers pe nadă pe bază de miere, adică dulce, și era clar că într-un timp atât de scurt, adică, nu știu, 4-5 ore, să răspundă peștele de mai mici dimensiuni. Am mai fi stat până când se înserează, însă, după cum vă puteți da seama, timpul nu ne avantajează absolut deloc. Vom reveni cu siguranță la Greaca Cercani să urmărim peștele mare, pentru că, în ciuda tot ceea ce s-a întâmplat aici în ultimii 2 ani de zile, eu știu, și pentru că simt, și pentru că mi-a spus cel care administrează acest lac, că sunt pești mari. Cu siguranță, anul acesta vom dobori un overturn la Greaca Cercani. Până atunci însă, rămâneți alături de Travel Mix și mincinoși și pește mare și mult! Salut! Suntem pe Tâncăbești, la o partidă de 48 de ore, destul de devreme, dar vremea e frumoasă, ne ajută, peștele colaborează. Am ajuns ieri seară, destul de târziu ne-am instalat, am aruncat lansetele în apă, iar pe timpul nopții am observat că peștele este amorțit, se hrănește foarte greu și de dimineață am schimbat strategia monturilor, am optat să folosesc o montură running rig. Aceasta este montura cu running rig-ul nostru. Am ales acum să vă fac o demonstrație cu acest plumb. De obicei trebuie să fiți atenți, pentru că suivelul de la plumb trebuie să aibă ochetul cât mai mare pentru a montura să fie cât mai liberă. Treceți tubul anti-tangle prin firul dumneavoastră principal, după care băgați plumbul, după care băgați acest manșon special pentru montura running rig, faceți un nod, agrafa rapidă și cu cârligul nostru. Am folosit la cârlig bile Stinky Fish de la CPK cu pastă Stinky Fish, iar la săculeți am folosit acest amestec special pentru săculeți. Este un amestec care are micropelete, are porumb, are germen de porumb, are pelete întregi, pelete măcinate, este un săculeț gândit special pentru săculețul de nădire. Dumneavoastră puteți, dacă doriți, să dați o granulație mai mare nadei pe care o folosiți, bulgări, ce aruncați dumneavoastră în apă, puteți să adăugați acest amestec sau puteți să-l folosiți direct în săculețul solubil, nu mai are nevoie de umectare, îl luați, îl băgați direct în săculețul solubil, iar săculețul solubil va rămâne pe substrat, iar unele particule care sunt mai uscate se vor ridica în masa apei și așa vor atrage peștii din masa apei. Eu am o rețetă destul de simplă, îmi fac săculeții de când ajung pe baltă sau seara de înainte să ajung pe baltă, mi-i fac acasă, îi țin într-o găleată, iar peste ei torn aditivul universal, booster. Ăsta este un săculeț solubil, probabil că săculeț PVA, majoritatea dintre dumneavoastră îl folosiți sau știți de el. Aici avem mixul pentru săculeț. Efectiv, nu trebuie să-l umectați, nu trebuie să faceți absolut nimic. După cum vedeți, avem multe feluri de pelete, micropelete, cereale. Acesta este cu aromă de miere, îl găsiți în 5 arome. Vă sfătuiesc să-l presați, cu cât o să fie mai presat, o să plece particulele un timp mai îndelugat de pe substrat în masa apei. Facem un nod și încă un nod pentru care îl avem pentru următorul săculeț. Tăiem, îl punem alături de ceilalți săculeți în găleata noastră. Vă recomand această mânușă de la Fox, nu este pentru pescuitul la crap, este pentru pescuitul la răpitor. Eu o folosesc de 1 an de zile după ce am încercat diferite degetare și s-au rupt. O folosesc ca și degetar, dar în același timp mă ajută foarte mult și pentru priză și pentru cobră, nemai făcând bătături la mână de la cobră. Bun, avem montura, ne mai trebuie un săculeț. Pe care îl atașăm la montura noastră. Așa arată montura noastră. Atunci când apreciați că montura mai are puțin să lovească apa, vă recomand de cele mai multe ori să încercați să puneți un stop la montură. De ce? Gândiți-vă că dumneavoastră aruncați, este plumbul, este montura după, iar jos avem nămol. Plumbul cu montura pe care o trage după el vine, intră în apă, iar după aceea se înfige cu montură în nămol. Dacă puneți puțin mâna pe tamburul mulinetei și vă trageți puțin în spate, el din această poziție va fi tras ușor în spate, iar montura va rămâne aici. Prieteni, suntem pe baltă, aici ne este locul. Am venit să facem o partidă de 12 ore la Benga, un lac unde eu și Coco, prietenul și partenerul meu, Am venit și acum un an, și acum 2 ani. Este un loc care ne place, este un loc foarte frumos, este un loc care îți pune mintea la contribuție. Nu se face un pescuit foarte ușor aici, nu este o baltă suprapopulată de genul Moara Vlăsiei sau Pleașa. Peștele trebuie un pic căutat, trebuie să înțelegi, este și o baltă mare, are undeva la aproape 30 de hectare, cu adâncimi care diferă de la 1 metru, 1 metru și jumătate până la 6 metri, deci trebuie să înțelegi un pic ce se întâmplă și trebuie să acționezi ca atare. Noi ne-am așezat pe coada bălții, în fața noastră apa are undeva până într-un metru jumate, 1 metru, 1 metru jumate, pentru că ne aflăm într-o superbă zi de primăvară, suntem totuși în luna martie, încă este cald, nu bate vântul și ne-am gândit că, în mod normal, pești, dacă e să se hrănească, vin undeva pe apă mică. Coco o să facă nadă imediat, eu am mai avut ceva la mine de la o partidă trecută, de la Greaca, am mers pe o variantă cu miere, el va face un pic diferit, am aruncat lansetele, aștept să vedem dacă ciupim ceva repede, nu pescuim foarte complicat, pe plastice, am pus și o bilă tare, să vedem, Benga nu este un lac unde să meargă peștii la boiles, dar una peste alta merită încercat. Cu o solubilă, cu un plăsticuț, cu totul pe finețe, cârlige mici, cârlige de 6, cârlige de 8, Coco o să facă și niște montură, să vedeți imediat. Suntem la Benga, pește mare și mult, asta e deviza noastră, să vedem ce va fi azi.